Așa cum vă spuneam, avem și cele două femele. Cea din dreapta este scoasă la mine din linia mea, din Tomiță. Cea din stânga este de la domnul Emil Oradea. Două femele de top, ambele foarte, stau foarte bine la multe capitole. În blană se asemănă. S-a potrivit foarte mult monta aceea care am făcut-o cu Tomiță, cu femela aceea Janet. O blană foarte scurtă pe femelă. Revine înapoi. Asta este cea de septembrie. Iar asta este al lui domnul Emil Oradea. Și asta foarte bine pe blană. O ureche mai mare, ce-i drept. Un plus pentru mine. Mă bucur că am două femele bune pentru a scoate pui. Două femele care le-am la matcă. Asta e de noiembrie și asta e de septembrie. Oricum, asta s-a duce la 6 kg, cred că. Iar aia undeva la 7. Așadar, bine că nu e un lucru care a apărut acum sau ceva. Rasa pe striți este aproape foarte mult rasa uriaș, ceea ce privește greutatea. Sunt exemplare care sar de 8 kg. Așadar, nu mai e un mister faptul că fluturile nu poate ajunge la greutatea unui uriaș. Nu se pune problema. De multe ori depășește chiar standardul uriașului fără probleme. La fluture, ce știu eu, e undeva la 6 jumate sau 6, nu știu exact greutatea. Cu siguranță vor fi două femele de top la mine în boxe. Cu ele sper să îmbunătățesc foarte mult exemplarele pe rasa uriaș. Și cu cei doi masculi pe care i-am, o să fac o rocadă între ei. Probabil Tomiță o să montez femela de la Oradea și masculul de la Oradea o să montez femela mea scoasă din Tomiță. Vedem, până atunci mai e mult. Eu cât de cât am un plan așa, cam ce trebuie să fac. Până la urma urmei, e vorba aia, nu-ți fă planul ca țiganul, că nu-ți mai este. Și trebuie să fim optimiști și să așteptăm în momentul în care vom ajunge la munte și vor fi totul bine. Vă salut, toate cele bune și nu uitați să vă abonați, clopoțelul pentru notificări, să-l activați și ne vedem la următoarele clipuri. Salutare!